Bună ziua, dragele! Astăzi vă voi prezenta câteva dintre serviciile rețelei internet și facilitățile oferite. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Internetul este o rețea la nivel global, formată din calculatoare interconectate, pentru a putea face schimb de informații. Este un instrument de corespondență rapidă, un mediu de publicare și difuzare mondial al informațiilor. Prin intermediul internetului, putem comunica foarte ușor cu persoanele dragi din viața noastră, indiferent de distanța la care se află. Tot cu ajutorul internetului ne putem informa în legătură cu subiectele care ne interesează, iar în timpul liber putem asculta muzică sau putem viziona un film de acasă. Fiecare calculator conectat la internet este identificat printr-un număr unic denumit adresă de IP. Adresa IP este un număr generat automat ce permite calculatoarelor să se identifice și să stabilească legături în cadrul unei rețele. Fiecare IP este furnizat de firma care oferă acces la internet. Termenul World Wide Web, scris www și numit pe scurt web, reprezintă un serviciu care oferă totalitatea informațiilor grupate în site-uri și informații de tip hipertext care pot fi accesate prin internet. Caracteristic webului avem HTML-ul, care este un limbaj de marcare hipertext, un limbaj de marcare și formatare pentru web, URL, un fel de adresă unică utilizată pentru identificarea fiecărei resurse de pe web, și HTTP, care înseamnă, de fapt, protocol de transfer hipertext, ce permite recuperarea resurselor conectate. Discutând despre URL, care de fapt este o adresă unică utilizată pentru identificarea fiecărei resurse de pe web, avem o construcție a acestui URL și formată din protocol, locație, nume site și nume domeniu. Să le luăm pe rând. Și protocolul. Protocolul este un set de reguli și standarde care face posibil schimbul de informații între computere sub formă de HTTP sau HTTPS dacă site-ul este securizat. Locația site-ului. Numele site-ului este ales de proprietar și numele domeniului. Aveți un exemplu, https://www.google.com. Observați că la domeniu este scris com. Domeniile generice indică un domeniu organizațional. Com este utilizat pentru organizații comerciale. Edu pentru organizații educaționale. Gov pentru organizații guvernamentale. Iar cele de țară reprezintă un cod format din două litere, RO pentru România, IT pentru Italia și așa mai departe. Navigatorul web, numit și browser, permite utilizatorului să afișeze informațiile găsite pe o anumită pagină web. Avem aici câteva exemple, și anume Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla sau Opera. Puteți utiliza oricare dintre acest browser, iar pe un calculator să știți că pot fi instalate chiar mai multe browsere web. În continuare vă prezint fereastra browserului web Google Chrome și începem cu buton de navigare prin istoricul paginilor vizitate. Acesta este butonul înapoi. Avem și buton pentru înainte. Avem un buton ce se folosește pentru reîncărcarea paginii curente. Acest buton se utilizează pentru adăugarea paginii curente la o listă cu pagini favorite. Găsim și denumirea paginii curente, precum și adresa URL a paginii curente. În dreapta, sus,
Avem un buton care deschide un meniu din care putem configura browserul și putem vedea opțiunile acestuia. Acum vă prezint câteva elemente ale ferestrei browserului Web Internet Explorer. Diferențele nu sunt mari față de fereastra browserului Web Google Chrome. Începem din nou cu cele două butoane de navigare prin istoricul paginilor vizitate. Acesta e butonul pentru înapoi și acesta este butonul pentru înainte. Apoi avem zona de adresă URL a paginii curente, butonul cu ajutorul căruia putem reîncărca pagina curentă. Aici avem butonul pe care îl numim Home, încarcă pagina de start din Internet Explorer, adică acea pagină care apare inițial atunci când lansăm browserul Internet Explorer. Din nou avem aici un buton ce ne ajută să adăugăm pagina curentă în lista paginilor favorite și un buton ce deschide un meniu din care putem configura browserul. Astăzi v-am prezentat servicii ale rețelei internet. Până data viitoare, vă doresc succes!